Închideți ochii și coborâți cu mintea în inima voastră. Vizualizați acest lucru. Vizualizând și lumina lumânării, conectați-vă acum cu lumina iubirii, lumina divină ce sălășluiește în fiecare din noi. Spunând cu vocea inimii sau verbal și vizualizând în același timp următoarele. Invoc lumina iubirii. Lumina iubirii este în mine. Mă contopesc cu ea și una sunt cu ea. Invoc lumina iubirii. Lumina iubirii este în mine. Mă contopesc cu ea și una sunt cu ea. Invoc lumina iubirii. Lumina iubirii este în mine. Mă contopesc cu ea și una sunt cu ea. Vizualizați acest lucru. Slavă Tatălui și Fiului Iisus Hristos și Duhului Sfânt. Slavă Tatălui și Fiului Etern și Spiritului Infinit. Slavă ție, Tată Ceresc, sursa tot ceea ce există. Slavă ție, slavă ție, slavă ție. Doamne și Stăpâne a sufletelor noastre, Tată Ceresc, Tată Mamă, Dumnezeu, sursa tot ceea ce există. Îți mulțumesc că am ajuns până în acest ceas de seară și pentru tot ceea ce mi-ai dăruit astăzi. Dă-mi, te rog, Doamne, a petrece și această noapte în pace, în armonia, în iubirea și protecția Ta. Slavă ție, slavă ție, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului Iisus Hristos și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu care ești calea, adevărul și viața, lumina lumii și Mântuitorul nostru, îți mulțumesc că ai condus pașii mei și astăzi pe calea adevărului și al vieții și iartă-mi slujitorul Tău numele de botez. Orice am greșit astăzi cu fapta, gândul sau cuvântul, cu cele știute, cu cele neștiute. Și dăruindu-mi iertarea Ta, trimite Duhul Sfânt, Duhul adevărului care pretutindene este și pe toate le împlinește, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, să se manifeste în ființele noastre și în ființa mea, pentru a o curăța de orice întinare, orice neputință, orice dizarmonie, orice dezechilibru, orice boală, și a o aduce astfel la sănătate, echilibru, puritate și perfecțiune divină, așa cum am fost creat. Slavă ție, slavă ție, slavă! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi toți copiii Tăi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iartă greșalele noastre făcute cu fapta, gândul sau cuvântul, cu știință sau fără de știință. Tată Ceresc, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, iartă și fără de legile noastre. Sfinte Duh, în numele Tatălui și al Fiului Iisus Hristos, curăță și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău. Slavă ție, slavă ție, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului Iisus Hristos și Duhului Sfânt, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, slavă ție, slavă ție.
și ne învrednicește pe noi toți copiii Tăi, Tată Ceresc, sursa tot ceea ce este, a chema numele Tău și a spune: Tatăl nostru, care sălășluiești în ceruri, dar și în inimile noastre a tuturor copiilor Tăi, sfânt e numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre o ființă și cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și în fiecare zi, și iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Ca Ta este slava, puterea, mărirea și împărăția Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu care-i locul Tău în lumină, sfânt ești Tu și numele Tău. Sfântă este voia Ta în noi. Ajută-ne ca în fiecare zi să înțelegem voia Ta și mereu să facem voia Ta și nu voia noastră. Tu care ești suprema lumină și din lumină pe toate le-ai făcut, Tu care ești iubire, adevăr și libertate, manifestă-Te și în ființele noastre și dăruiește-ne pace, armonia și iubirea Ta. Trezește la viață și sufletele noastre ca și noi să fim oameni cu adevărat liberi, care aspiră la cunoașterea tainică a naturii Tale divine. Așadar, Doamne, ajută-ne să Te revelăm pe Tine în fiecare din noi copiii Tăi și să ne conectăm astfel cu Tine, cu infinita Ta lumină, iubire, putere, înțelepciune, voință, compasiune, ca și noi să manifestăm toate aceste atribute divine față de frați și surorile noastre între Tine, pentru ca împărăția Ta, Doamne, să coboare pe pământ și epoca de aur să se manifeste între oameni. Și coboară grația Ta divină asupra noastră și nu ne lăsa să cădem în ispitele acestei lumi iluzorii și amăgitoare, ci condu-ne Tu, Doamne, din iluzie spre realitate, din întuneric spre lumină, din moarte spre viață, ca Ta e slava, puterea, mărirea și împărăția a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Măicuță divină Maria, îngeri, ființe de lumină, ghizi, maestri, învățători, frastelari, părinți galactici, voi care sunteți 100% în lumina iubitoare a Tatălui nostru Creator, sursa tot ceea ce există, vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ați dăruit astăzi. Iertați-mă pentru tot ce am greșit, vă iubesc și vă mulțumesc că m-ați ocrotit, m-ați păzit, m-ați ferit de orice rău, orice incident, orice virus, orice boală și m-ați ajutat în tot ceea ce am întreprins. Dați-mi a petrece și această noapte în pace, în armonie, în iubire și protecția voastră. Luați de asemenea sub acoperământul vostru de lumină, iubire și protecție și orașul acesta, țara aceasta, planeta aceasta. Feriți-ne de cataclisme, de cutremuri, de război, de o pandemie, de orice boală, de orice rău. Și deci, dați-ne a petrece această noapte în pace, în armonie, în iubirea și protecția voastră. Amin. Eu, în numele de botez,
în numele Divinului Fiu Iisus și al Tatălui Creator, conform voinței mele și liberului arbitru, cer guvernatorilor de programe să fiu deconectat de la persoane și programe non-benefice, care au drept scop distrugere, război, foame, sărăcie, boală, ură, răzbunare, minciună și alte atrocități. Și cer să fiu conectat doar la persoane și programe benefice, care au drept scop pace, armonie, iubire, colaborare, viață lungă, sănătate, prosperitate și alte lucruri benefice. Cer de asemenea ca corpul meu fizic să fie plin de vitalitate, de tinerețe, de frumusețe, de prospețime și cu fiecare zi ce trece, el să fie tot mai bine din toate punctele de vedere. Vizualizați toate acestea. Mintea mai clară, focalizată pe clipa prezentă, fără a rătăci în trecut sau în viitor, decât dacă este cazul, ne pierzând astfel energie. Vederea mai bună, atât de aproape cât și de departe, ochii focalizându-se cu precizie și fără a avea în câmpul vizual umbre, pete sau alte efecte vizuale nedorite. Auzul mai fin, auzind pe toată gama de frecvență de la 20 de herți la 20.000 de herți, fără țiuituri în urechi sau alte zgomote nedorite. Tensiunea sanguină este normală, inima bate cu regularitate, pompând cu ușurință sângele prin artere, vene și întregul circuit sanguin, fără de ștrangulări sau depuneri de plăci de atenom. Aparatul digestiv, stomacul, intestinele sunt sănătoase și funcționează perfect. Ficatul este sănătos, fără steatoză hepatică. Bila este sănătoasă, fără calcul biliari. Pancreasul este sănătos și funcționează perfect, producând insulina necesară funcționării proceselor biochimice din organism. Sistemul urogenital este sănătos și funcționează perfect, rinichii și vezica urinară neavând depuneri de nisip sau piele. Sistemul osteomuscular este de asemenea sănătos și în perfectă stare de funcționare. Coloana vertebrală, vertebrele, ligamentele sunt elastice, mobile. Articulațiile de la mâini, de la picioare sunt elastice, mobile și fără inflamații, fără depuneri de acid uric sau alte depuneri. Deci fiecare organ este sănătos și funcționează perfect și în perfectă armonie unul cu altul, ducând la funcționarea perfectă a întregului meu corp. Iar glandele sunt sănătoase și secretă hormonii necesari funcționării tuturor proceselor biochimice din corp. Cer oprirea producerii hormonului morții și a producerii doar a hormonului vieții, precum și ADN-ului meu să reconfigureze corpul pentru o vârstă mai tânără, pentru a rămâne mai mult pe pământ, în slujba ta, Doamne, și a fraților și surorilor mele întru tine, dacă și tu dorești acest lucru. Într-un corp tânăr, plin de vitalitate, de tinerețe, de frumusețe, de prospețime și de sănătate. Este așa și așa este. Amin. Deci, prin urmare, eu sunt sănătos, tare, puternic, iubitor, armonios și fericit. Și cu fiecare zi ce trece, eu sunt tot mai bine și asta din toate punctele de vedere. Eu sunt lumină, iubire, putere, înțelepciune, voință. Eu sunt partea planului divin stabilit pe pământ cu numele, spuneți numele de botez. Este așa și așa este. Să fie pace și liniște în ceruri, să fie pace pe pământ, în adâncuri, în ape, în toate orașele, din interiorul pământului, să fie pace pentru toate ființele create, să fie bucurie pentru toate ființele create, să fie armonie, iubire, înțelegere,
cooperare pentru un bine comun, iar lumina și iubirea ta, Doamne, să se reverse în toate dimensiunile paralele, temporare, vibraționale ale întregii creații, stabilind astfel atât planul divin pe pământ, cât și în întreaga creație. Amin. Mamă Pământ, Divinule Soare, mulțumesc pentru îngerii voștri, al aerului, al apei, al lemnului, al pământului, al focului, al luminii tale, Divinule Soare, fără de care viața mea nu ar fi posibilă în acest minunat corp pe care mi l-ați dăruit, alături de părinții mei biologici. Și în ultimul rând îți mulțumesc ție, Tată Ceresc, Ursa Ducești, pentru viața mea și tot ceea ce mi-ai dăruit până în acest ceas și pentru că sălășluiești nu numai în ceruri, ci și în fiecare din noi copiii tăi, deci și în ființa mea, și ajustez în permanență mintea mea pe circuitul spiritualității spre tine, ca mergând pe calea ascensiunii spirituale, ajungând într-un final la tine, să mă pun în eternitate în slujba ta ca fiu al tău, ca fiul de Dumnezeu, pentru a mă încredința și mie în infinita ta creație, locașuri pentru a le gestiona alături de o fică spiritului infinit, cu iubire și cu înțelepciunea dobândită în urma ascensiunii mele spirituale spre tine. Facă-se voia ta și nu a mea. Amin. Slavă Tatălui și Fiului Iisus Hristos și Duhului Sfânt. Slavă Tatălui și Fiului Etern și Spiritului Infinit. Slavă ție, unicul nostru Părinte, sursa tot ceea ce există, din care și noi, copiii tăi, provenim ca unice expresii ale tale și una suntem cu tine, că nimic nu există în manifestare în afara ta, ci tu, Doamne, te manifesti pântoși toate, atât cele văzute, cât și cele nevăzute.